Bun găsit pe canalul Ortodoxie pentru Veșnicie. Astăzi facem un videoclip despre identificarea numărul 666 în codul de bare Hristodul Aghioritul, Muntele Athos. În ultimul deceniu, cu prilejul discuțiilor despre emiterea așa ziselor cărți de identitate electronice, s-au născut multe dezbateri și s-au scris multe texte privitoare la problemele pe care este probabil să le creeze întrebuințarea acestor identități. Astăzi, după votarea în cameră a legii despre protejarea individului de prelucrarea datelor cu caracter personal, subiectul revine în actualitate pentru că, votând legii mai sus amintite, era premisa indispensabilă a emiterii identităților electronice, emitere care urmează cât de curând și a punerii în aplicare a acordului Schengen. În cărțile de identitate de tip vechi există o majusculă din alfabetul grecesc și un număr de serie care împreună cu litera care îl însoțește este unic pentru fiecare cetățean. Numărul acesta este scris cu caractere arabe cunoscute, 0, 1, 2, 3 și așa mai departe, însă în identitățile electronice care urmează să fie emise, numărul unic pentru fiecare om, numărul unitar de cod de înregistrare, pentru a putea fi recunoscut prin citire electronică optică, trebuie să fie reprezentant într-un anumit sistem al codului de bare. Acest cod barat poate fi reprezentant prin linii negre de grosime diferită, pe hârtie albă și prin urmare văzut cu ochiul liber, așa cum, spre exemplu, sunt codurile care se găsesc pe aproape toate alimentele și pe multe alte produse de folosință zilnică. Poate fi de asemenea imprimat pe bandă magnetică, așa cum sunt cele aflate pe spatele mai tuturor cardurilor comerciale, Eurocard, Ethnocash, Cashcard. În ultimul caz, numărul de cod nu este vizibil, pentru că altfel oricine ar putea transcrie foarte ușor numărul care corespunde alte persoane, putându-l folosi pentru el însuși în locul celuilalt atunci când scoate banii, etc. În benzile magnetice, codul barat există sub forma unor linii magnetizate și nemagnetizate și citirea se face de către mașini speciale. Să spunem acum, acum o paranteză, ca să spunem două cuvinte despre sistemele de calculare pentru a fi pe înțelesul tuturor, tot ce le vom explica în continuare. Scrierea numerelor este reprezentarea numerelor naturale prin simboluri. Cel mai obișnuit mod de scriere a numerelor în Grecia antică era folosirea literelor alfabetului grecesc. În acest mod, litera alfa reprezintă numărul 1. Litera beta reprezintă numărul 2. Litera gamma reprezintă numărul 3. Litera delta reprezintă numărul 4. Litera iota numărul 10. Litera kappa numărul 20, etc. Pentru romanii, pentru reprezentarea numărului, 1 foloseau simbolul I, pentru 2, 2D, pentru 5, V, pentru 10, X, și așa mai departe. Numai în secolul al XIII-lea a început să fie folosit scrierea numerelor în sistemul arabo-indian cu cifrele cunoscute 0, 1, 2, 3 până la 9. Iar acesta este sistemul decimal de numărare a cărui întrebuințare s-a generalizat în secolul al XV-lea, folosindu-se de atunci pretutindeni în lume. Din 1970 până astăzi s-a folosit prin progresul tehnologiei noi moduri de notare a numerelor absolut diferite de cele pe care le știam.
Astfel s-au folosit codurile barate pentru reprezentarea shifterilor. Motivele pentru care sunt folosite codurile barate este ca alternanțele liniilor negre cu cele albe folosite de aceste coduri sunt ușor de citit de către sistemele de detectare, adică de către așa numitele creioane luminoase, light pens, ale calculatoarelor electronice. Astfel, citirea numerelor pe diferite produse se face foarte repede și fără nicio greșeală. Citirea cifrelor se face prin plimbarea deasupra codului barat a unui fascicul foarte delicat de lumină laser care se reflectă în mod diferit într-un fel atunci când cade pe linia neagră și altfel atunci când cade pe linia albă. Tocmai această succesiune a liniilor negre și albe de grosime diferită este unică pentru fiecare cifră și constituie identitatea fiecărui număr. Sistemele codului barat folosite pentru reprezentarea numerelor de cod al diferitelor produse sunt aproape 200 la număr. Din acestea, cele mai cunoscute și cele mai larg întrebunițate sunt UPC, Universal Product Code, care înseamnă codul universal al produselor, și sistemul EN13, European Article Numbering, care înseamnă notarea europeană a numerelor pentru lucruri sau obiecte. Aceste două sisteme de coduri prezintă foarte puține diferențe. Al doilea cod, EN13, se spune că urmează să se folosească pentru înscrierea numărului de cod care va fi unic pentru fiecare om, iar acest număr se va găsi pe cartea de identitate electronică. Mulți își exprimă sub obiecțiile la folosirea codului barat. Obiecțiile sunt fundamental două. Prima e legată de faptul că prin întrebuițarea acestui număr unitar de cod de înregistrare, care va înlocui orice act public, cartea obișnuită de identitate, permisul de conducere, pașaportul, carnetul, cec, carnetul de sănătate, etc., va deveni posibilă datorită interconectării permise deja prin legea votată de curând 2472/1997 a arhivelor, calculatoarele electronice, urmărirea mai tuturor activităților fiecărui om, chiar și în afara Greciei. Am fi și în România cum s-a votat acum cu actele electronice. A doua obiecție este folosirea numărului nefast 666, despre care se spune că e cuprins în două elemente folosite în coduri, atât în sistemul UPC cât și EAN13. Scopul acestui mic studiu este de a verifica cât de adevărat este ceea ce se susține, anume că în sistemul de cod mai sus pomenit e cuprins numărul 666. Sistemul de cod european, Article Numbering, EAN13, cum s-a spus mai înainte, în sistemul EAN13, cât și în sistemul foarte îndrudit cu el, UPC, numerele sunt reprezentante în forma de linii paralele, verticale, negre și albe de lățime diferită. Reprezentarea numerelor în acest fel ușurează mult, pentru că citirea lor, într-un mod electronic, optic, este rapidă și se face fără greșeală. Sistemul EAN13 se numește astfel pentru că numărul de cod al fiecărui lucru este alcătuit din 13 cifre. Prima cifră a unui asemenea număr se scrie separat cu un număr arab. La stânga codului barat, în timp ce celelalte 12 cifre ale numărului se scriu în două semicâmpuri jumătăți, unul la stânga și altul la dreapta, cu caracterele codului barat. Primele 7 cifre indică țara de proveniență și fabricantul obiectului. Elementele 2, 3 și respectiv 4, 7, în timp ce celelalte 5 cifre, în cele 6 rămase, indică tipul produsului.
Ultima cifră este cifra de control cu care se verifică dacă calculatorul a citit corect codul barrat. Cele două sunt câmpuri, grupuri ale cele 12, numerate sunt despărțite prin caracterele auxiliare al negru care se găsesc unul la început, unul la exact la mijloc și unul la sfârșit. De aceste caractere ne vom ocupa mai târziu. Structura codului barat e în 13. Codul barat este alcătuit din linii paralele întunecate de grosime diferite, între care sunt intercalate intervale luminoase, linii luminoase, care de asemenea au grosime variată. Diferitele cifre ale numerelor sistemului decimal 0, 1, 2 până la 9 sunt reprezentate printr-o succesiune diferită și unică pentru fiecare cifră de intervale negre și albe de lățime diferită. Această succesiune a liniilor negre și a intervalelor albe din care e constituită fiecare din cele 12 cifre ale codului IAN 13 are o anumită lățime și alcătuită din 7 unități de lățime standardizate modules. Fiecare asemenea unitate de lățime are, conform normelor și sistemului IAN 13, o lățime de 0,3 mm, fiecare din cele 12 cifre fiind reprezentată cu linii negre și albe de lățime variată. Aflate într-o succesiune diferită, aceste linii au o lățime totală de 0,33 ori 7 egal cu 2,31 mm. Pentru reprezentarea concretă a fiecare cifre se folosesc patru alternanțe de linii negre și albe, fiecare linie având lățime diferită, dar cu lățime totală de 0,33 ori 7, 2,31 mm, vezi diagramele 2 și 3. Se poate face micșora și micșorarea și mărirea întregii reprezentări. În primul caz, nu e permis ca grosimea modului să fie mai mică de 0,23 mm, pentru a face ca să nu fie cât mai bine înțelese ce spuse mai sus, trebuie să privim diagrama codul de bare. Fiecare număr al codului barat se întinde pe o lățime de 7 unități de lățime standardizate, modules. Astfel, numărul 0 din seria A este reprezentat în felul următor: 3 unități de lățime albe, 2 unități de lățime negre, unitate de lățime albă și una neagră. Astfel, totală 7 unități de lățime. Această succesiune concretă negru-alb de anumită lățime definește cu cele patru alternanțe al ei numărul 0. Succesiunea respectivă în această serie pentru numărul 2 este 2 unități de lățime și albe, una neagră, 2 albe, 2 negre. Suntem pe aici, că cam prea complicat să vedem la... Caracteristicile codificării în sistemul EAN 13 sunt următoarele. Fiecare număr este compus din patru alternante, două negru și două alb, de un număr diferit de unități de lățime pentru fiecare alternantă. Se observă fenomenele de inversare în codificarea fiecărei cifre inversare, care atunci când comparăm seturile A și C, se o inversare simplă, în timp ce atunci când o comparăm cu seturile B și C, este o inversare al întregului număr, se o inversare în oglindă. Când comparăm însă seturile A și B, observăm că inversarea este răsturnată și negativă. Toate numerele din subcâmpul stâng sunt impare, în timp ce numerele din subcâmpul de drept sunt pare. Caractere auxiliare. În paragrafele de mai sus am încercat să explicăm modul de codificare în sistemul IAN 13 al celor 12 numere variabile, 6 în subcâmpul stâng și 6 în cel drept al codului barat. Dacă observăm însă diagrama 1, constatăm că în afară de reprezentarea barată a celor 12 cifre variabile,
care se schimbă de la obiect la obiect, există trei caractere auxiliare invariabile care se numesc bare de siguranță. Bare de siguranță. Guard boards, aceste caractere care se prelungesc în jos se află totdeauna în aceeași poziție, în marginea din stânga, în mijloc, în centru și în marginea din dreapta a codului barat. Codificarea lineară acestor caractere este reprezentată astfel. Cu linii groase sau subțiri. Ultimele caractere, dacă sunt scrise în formă binară, arată astfel 0101, 01010 și respectiv 1010. Asertiune acum că aceste caractere numite mai sus au a doua codificare lineară și forma corespunzătoare binară provine de observația că prima linie albă din partea stângă și ultima din partea dreaptă se confundă cu marginea albă care, așa cum se vede, este parte din întreaga reprezentare a codului barat și care de aceea se numește zona liniștită, quiet zone. Trebuie să notăm că, în conformitate cu normele codurilor barate, UPC și EAN13, este indispensabilă existența unei margini albe în stânga și în dreapta întregului reprezentant simbolic, care începe de la bara de siguranță din stânga și se sfârșește cu bara de siguranță din dreapta. Marginea albă nu numai că este o parte integrantă a întregii reprezentări a codului barat, dar are și o anumită lățime care în sistemul EAN13 este cel puțin egală cu 10 unități de lățime module. O dovadă în plus că trebuie să existe în de ambele părți o margină albă satisfăcătoare este faptul că cei de ce fabrică aceste coduri de barate recomandă ca ele să nu fie imprimante pe marginea ambalajului diferitele produse, iar o altă dovadă este și recomandarea ca această margină albă să fie complet curată. Și mai important este observația că numerele din subcâmpul stâng încep de la 0 și termină cu 1, în timp ce cele din subcâmpul drept încep de la 1 și termină cu 0. Concluzia pe care o tragem de aici este că fascicul laser, scannerul, fie mișcându-se de la stânga spre dreapta, fie mișcându-se invers de la dreapta spre stânga, totdeauna începe să citească de la 0. Dacă nu există o margine albă, computerul nu poate citi codul. Aici trebuie să observăm cum codificarea liniară a caracterului auxiliar din dreapta, guard bar, este codificată liniară inversă. Este codificarea liniară inversată, simplă și în oglindă, a caracterului auxiliar din stânga. În ceea ce privește caracterul auxiliar din mijloc, acesta constituie o fuziune a caracterului auxiliar stâng cu cel drept. Acest caracter, pentru că se află exact la mijlocul câmpului, codului barat nu ar trebui să fie posibil de reprezentant nici cu grafic ea stângă, nici cu cea dreaptă inversarea celei stângi. Este reprezentare de grafica barei de siguranță de la mijloc. Este rezultatul grafiei din stânga și din dreapta în caracterilor auxiliare astfel. 0 alb, 1 negru, 0 alb, 1 negru la stânga. 1 căsătă neagră, 1 alb 0, 1 negru, 0 alb la dreapta, 0 alb, 1 negru, 0 alb, 1 negru și 0 alb și înseamnă însumarea lor. Cu această ultimă formă, bara de siguranță din mijloc este citită de scanner, la fel în ambele sensuri, începând de la una de la intervalul alb 0, atât de la stânga la dreapta, cât și de la dreapta la stânga, așa cum se întâmplă exact și cu citirea celorlalte numere din subcâmpurile codului barat. După cele spuse mai sus, pe bună dreptate se întreabă fiecare dacă nu cumva este aceste caractere auxiliare, guard bars, așa cum sunt reprezentate prin sistemul barat și binar, corespund de unui număr, adică da,
Adică și dacă da, care este acest număr? Cum s-a explicat mai sus, reprezentarea liniară este la stânga 0101, la dreapta 1010, în timp ce reprezentarea binară corespunzătoare este 0101 și 1010. Poate observa oricine cu surprindere că acest caracter auxiliar unul arată alternanțe alb-negru, două alternanțe negru și două alb. Descrierea caracterului auxiliar din dreapta este înversarea simplă modulului după module și în oglinda, adică întregului număr. Scrierii caracterul din stânga, trei reprezentarea, la stânga este un număr impar 0101, în timp ce cel din dreapta este un număr par 1010. Reprezintă, cu alte cuvinte, toate caracteristicile codificării numerelor din sistemul barat IAN13 corespunde, prin urmare, unui anumit număr. Dacă privim un cod de bare, vom constata că numărul care îndeplinește toate premisele numerate mai sus ale scrierii codului barat IAN13 și este singurul care completează cele patru alternanțe alb-negru și, prin urmare, îi stabilește pe deplin identitatea fără a se confunda cu niciun alt număr în patru unități de lățime, module succesive, este cifra 6. Această calitate unică a numărului 6 de a fi definit în întregime de patru intervale, module, conține calitatea pe care niciun alt număr din sistemul barat nu o are, face posibilă identificarea și recunoașterea celelalte trei intervale, module, care în cazul concret al numărului 6, așa cum este prezentat în seturile, în codul de bare, sunt albe și nu creează o altă alternanță negru-alb și prin urmare nu oferă nicio informație în plus. Așadar, computerul, fie că citește 0101, fie 0000101, în ambele cazuri, înțelege identitatea numărului 6. Lucrul acesta este valabil pentru ambele moduri de lectură, de la stânga la dreapta și invers. În ceea ce privește barele de siguranță din mijloc, guard bar, trebuie să adăugăm următoarele dacă se folosea numai un singur set de reprezentare liniară cifrelor 0129, nu ar fi fost nevoie să existe o bară de siguranță de mijloc. Când se folosesc însă două sau trei seturi de numere, ca în sistemul UPC sau EAN13, atunci pentru a nu se confunda numerele, din mijloc, din sub câmpul stâng și din sub câmpul drept al codului, este indispensabilă existența acestei bare. Fabricanții codului UPC și IAN13, având în vedere acest lucru, trebuie să dea un răspuns la întrebarea de ce au optat pentru folosirea mai multor seturi de numere, de vreme ce și cu un singur set de numere ar fi fost posibil să se dea aceleași informații pentru fiecare produs. Chiar fabricanții trebuie să dea un răspuns la întrebarea de ce a rezervat tocmai această reprezentare barată pentru numărul 6, care este singurul număr definit în întregime de patru interfale de lățime modules continue și nu pentru oricare alt număr, dat fiind faptul că nu există o structură logică matematică în reprezentarea barată a cifrelor de la 0 la 9, poate pentru a se asigura
Prezența celor trei de șansă, dintr-un motiv cunoscut numai de-a ei. După cele spuse până acum, dincolo de asemănarea vizuală rezultă de la sine, concluzia că barele de siguranță guard bars la început, la sfârșit și la mijlocul codului barat în sistemul AEN-13 și UPC sunt 3 de 6, care se găsesc într-o legătură de nedesfăcut cu numerele variabile ale codului, cu atât mai mult cu cât sunt barele de siguranță din mijloc. Numărul 6 nu este indispensabil dacă se folosea numai un singur set de numere. În sfârșit, fabricanții codurilor de barate UPC și EAN-13 sunt întrebați de vreme ce reprezentarea barilor de siguranță Guard Bars creează probleme de conștiință creștinilor de pe tot globul. De ce nu înlocuiesc simbolul barat al acestor bari de siguranță? Un prilej pentru a se produce înlocuirea este cel de acum când, datorită anului 2000, devine necesară schimbarea afișării date pe computere. Așadar, de ce se va folosi pentru oameni EAN-13, care înseamnă marcarea numerică în sistem european a obiectelor? Aceasta este respectul lor față de persoana umană. Hai să descopere diferența abisală între antropologia creștin-ortodoxă, care vede omul încununat de slavă și în cinste și cu puțin mai mic decât îngerii, și antropologia dictatorilor lumii care urmează să vină, pentru care omul, cel asemenea lui Dumnezeu, este un goim, un animal, prin urmare putând să a fi marcat cu semne de neșters pe mâna lui dreaptă sau pe frunte, pentru a fi recunoscut de stăpânii săi. Sfântul Sinod al Bisericii noastre, prin circulara sa, este importantă cu numărul 2626, pe 7 aprilie 1997, cu toată responsabilitatea, ne-a făcut cunoscut că progresul civilizației în domeniul aplicațiilor electronice a fost legat așa cum nu trebuia de numărul 666, care se folosește ca număr principal de cod în această tehnologie. Firește că aceia care au încredere în Maica noastră, Biserica, nu au nevoie de dovezi în plus. Asta e Biserica în Grecia. Grecia. Societățile din străinătate care fabrică aceste coduri fiind puse înaintea protestului la scară mondială al conștiințelor, protest care a apărut în presă, s-au justificat că nu pot schimba numărul 666 pentru că 1. Reprezentarea sa barată slujește tehnologia așa cum nu o poate face niciun alt număr și 2. Pentru că o eventuală schimbare a programului ar cere cheltuieli de ordinul bilioanilor de dolari. Reprezentanții guvernului și miniștrii în aparițiile lor, la televiziune exprimându-și poziția față de acest subiect, s-au justificat prin aceea că nevoile tehnologiei impun folosirea acestui nume pe plan mondial și că țara noastră nu poate fi exceptată din acest sistem. În legătură cu același subiect, ziariștii distinși și obiectiv au făcut studii pe care le-au publicat în ziare. Prin aceste studii, confirmă existența celor 3 de 6 în reprezentarea barelor, codul de bare, a sistemelor UPC și EAN-13. În plus, 10 de deputați greci au informat în mod obiectiv publicul și cei români și au depus în camere studii importante aparținând unor reputații oameni de știință în domeniul electronicii care explică cum anume cumprins acest număr în respectivele sisteme de codificare. După această recunoaștere publică la nivel mondial, n-ar mai fi nevoie să mai adăugăm nimic. Singurul lucru unde am socotit că trebuie să mai contribuim cu ceva este următorul: să arătăm fiecăruia dispus să învețe
Cum poate fi decodificat acest număr mascat, ascuns în mod intenționat, pentru a fi înăbușite reacțiile conștiinței credincioșilor și pentru a fi evitate urmările economice pe care ar suporta societățile din cauza boicotării produselor lor de către popoarele creștine. Lucru care ar însemna pentru ele pierderi de bilioane de dolari. Insinuarea metodică a numărul 666 în viața noastră. Unii spun că nu-i deranjează dacă primesc numărul 666. Nu ne explică dacă înțeleg să-l aibă numărul lor de telefon sau numărul chitanței vreunui cont. Nici nu ne lămuresc dacă înțeleg să-l accepte pe vreo cartelă care le va servi la operațiunile financiare sau pe cartelor de identitate, lucru care arată identificarea lor cu cele înscrise pe această carte. În sfârșit, dacă înțeleg să-l accepte pe mâna lor dreaptă sau pe frunte, în ceea ce privește faptul că de a primi semnul sau numărul numelui pe mâna lor dreaptă sau pe frunte, Apocalipsa 13 cu 16, Sfânta Scriptură este foarte limpede și avertizează că acest simbol, semn exterior, echivalează cu o lepădare. Cu toate că este un simbol exterior, are totuși prelungiri spirituale și ca urmare chinul nostru veșnic, adică iadul și fumul chinurilor, se suie în vecii vecilor și nu au odihnă nici ziua, nici noaptea. Cei ce se închină fiare și chipului ei și oricine primește semnul numelui ei. Apocalipsa 14 cu 11. În ceea ce privește subiectul cărții de identitate, credem că circularea Sfântului Sinod este foarte limpede când spune: nu e cu putință ca un creștin să fie indiferent la introducerea voită și sistematică a acestui număr în viața sa. Deci, la noi, în România, biserica acceptă prostiile acestea. De asemenea, și părintele Paisie, în 1987, în foaia sa cu titlul Semne ale vremurilor 666, a scris: așadar, cu toate cele spuse de mine mai înainte, putem auzi, din păcate, o grămadă de lucruri prostești ale creierului spuse de anumit gnostici contemporani. De pildă, unul spune: eu voi primi cartea de identitate cu 666, dar voi pune o cruce lângă ea, o cruce. În timp ce altul zice: eu voi primi pecetea pe cap cu 666, dar voi face și o cruce pe cap. Tot așa se mai poate auzi o grămadă de asemenea prostii spuse de unii care cred că astfel se vor sfinți, în timp ce toate acestea sunt doar amăgiri. Iromana Hristodoulos Anghioritul, Părintele Paisie, pagina 191-192. Ceea ce va trebui să știm foarte bine este că toate au început și un sfârșit, ca să înțelegeți ce dorim să vă spunem, că vom da un exemplu până când să ajungă cineva să comită păcatul desfrânării trupești, care este un act deja împlinit, va trece treptat prin diferite stadii. Începutul păcatului este mântuirea gândurilor necurate, care lovește mintea, așadar va de cineva. O femeie frumoasă și gândul îl îndeamnă la rău. Dacă mintea omului nu trește o aură nempăcată față de păcat și vede față de Dumnezeu, datorită înclinației sale păcătoase și datorită vinovăției sale, se creează înăuntru său imaginea ale dorinței. Dacă mintea omului ar nutri o ură nempăcată față de păcat și ar avea iubire față de Dumnezeu, atunci nu trece al doilea stadiu al păcatului, care este consimțirea la ceea ce o sfătuiește gândul. Dacă omul este înclinat spre păcat, va consimți justificându-se și considerând că de fapt nu e nimic, plăsmuind în imaginația sa scene al săvârșirii păcatului, așadar ajuns la acest punct, mintea devine prizonieră, e înrobită și inofensivă, cum se găsește. E trită și împinsă către ultimul stadiu al comiterii păcatului cu trupul, fără îndoială că în orice stadiu s-ar afla un om, dându-și seama de slăbiciunea sa și luptând cu umilință, harul lui Dumnezeu îl va acoperi și nu îl va lăsa să cadă.
Putem așadar să redăm schematic acest proces. Primul stadiu, bântuirea minții și sfătuirea la rău al gândului. Al doilea stadiu, discuția care se poartă cu gândul și care se termină prin consimțire. Această învoire creează în mintea omului scenele ale săvârșirii păcatului. Al treilea stadiu, după învoirea minții, urmează comiterea păcatului, care despre înarea trupească. Vedem așadar că păcatul este introdus sistemic, sistematic, cu o metodă și cu vicdănie în om. Cu cât mai vii de vreme, își dă seama mai minte de însinuarea păcatului și le respinge, cu atât mai ușor se desface din mrejele lui și scapă de urmările căderilor sale, cunoscând viitorul și Dumnezeul nostru că nimeni altul ca nimeni altul și retricule în gândurile răului pentru a ne păzi de căderea în păcat, ne poruncă să căutăm împărăția lui respingând fiecare gând rău și atârâsă ca și căderea minții în primul stadiu care este în consimțământ, consimțirea la păcat este păcat. De aceea și a spus că oricine văzând o femeie și poftind-o, deja s-a săvârșit cu desfrânare cu ea în inima sa. Matei 5 cu 28. Mai apoi și toți sfinții și părinții bisericii noastre ne-au învățat un lucru. Să oprim păcatul în primul lui stadiu, izbăvindu-ne astfel de toate urmările lor pline de amărăciune. Cu acest exemplu vedem că și în privința lui 666 este valabil același lucru cei care îl vor să-l impună oamenilor conduși de experiența tatălui lor cel viclean, introduc metodic în viața oamenilor. Înainte de toate vedem că numărul 666 e promovat de organisme internaționale, la diferite manifestări internaționale, la întâlnirile sportive, că se insinuează și apare pe filmele magazinelor, pe jucării, pe obiecte, pe deus carne, pe monede, pe cartele de tot felul și așa mai departe. În stadiul inițial am văzut că acest număr se introduce fără să băgăm de seamă, iar cei ce îl promovează fac acest lucru ca să cântărească în ce măsură avem mintea limpede, și reacționăm astfel încât să poată trece la alte acțiuni pe care le-au pregătite. Dacă vor constata că mintea oamenilor nu este interesată de nimic, altceva în afară de pâine și circ, vor trece încet, încet al doilea stadiu, plasând de acum înainte acest număr în mod vizibil în situațiile sau la manifestările pe care le-au pomenit mai sus. Dacă vor constata din nou că unii încep să înțeleagă ce se întâmplă, vor încerca prin organele lor fie să convingă oamenii că totul este întâmplător, fie să ridiculizeze această temă. Cel mai important lucru este că se vor strădui să reușească în a familiariza pe oameni cu această chestiune. De exemplu, cât mai de mult cineva pura 1.000 de drahme, toate ziarele dezbăteau tema zilei întregi. Crescând însă păcatul furtului și ajungând astfel să se fure miliarde când auzim că s-a furat de la cineva 2 milioane de drahme. Nu mai dăm nicio importanță pentru că ne-am familiarizat cu furturi de miliarde. Același lucru se întâmplă și cu omorul. Dacă mai de mult era omorât cineva, se făcea mare vâlvă și aveau loc mari dezbateri care durau luni de zile. Astăzi un omor, o crimă, dacă nu trece neobservată, se va discuta despre ea cel mult până la următorul buletin de știri. Și acest lucru este cel mai rău, din păcate însă pentru la un anumit punct, au reușit pentru că deja s-au ajuns să ne discute problema plasării numărului pe cartea noastră de identitate, iar simultan se face deja reclamă la stadiul următor a punerii semnului pe mână sau pe frunte. Din păcate, unii încă mai spun: cine ne deranjează să primim numărul 666? Ca și când n-ar fi fost de ajuns, le și reproșează celor care luptă cu bună credință. Un el în mod artificial se plasează într-un mod o disimulat, numărul 666, ca și când ar fi rezultatul adunării anumitor numere. Cel mai recent exemplu îl avem în cazul documentului public pe care au fost chemați să semneze toți polițiștii din Grecia. Aici am dorit să explicăm că bunii noștri polițiști n-au stat să adune numerele ca să le iasă 666, dar cei ce au aranjat numărul ca acesta să iasă ca rezultat al unei adunări au sunat la telefon desigur, fără să aș spune numele, anumiți polițiști ne-au spus: vedeți că forțăm să
Vedeți, vă forțăm să semnați acest document cu 666. Dacă nu credeți, faceți adunarea și veți constata și singuri. Același lucru s-a întâmplat și cu banota de 5.000 de drahme și cu atâtea altele. Ei fac acest lucru în mod intenționat și artificial, numai și numai, ca să ridiculeze subiectul și să determine opinia publică să-i considere pe creștini ca unici care să cotesc, ca să găsească și să vadă peste tot numai 666. Ce realizează astfel, punând în aplicare vechea poveste a ciobanului cu lupul, ciob anul mincinos care strigă într-una lupul la oi. Ciobanul mincinos care strigă într-una lupul la oi, iar lumea care alergă de fiecare dată să-l ajute. Până când într-un sfârșit au început să-l mai creadă, iar atunci când într-adevăr lupul a năvălit la turmă, nimeni n-a mai crezut strigătul de ajutor ale ciobanului. Așadar îi provoacă pe creștini sensibilizați deja, care își dau seama de ce se întâmplă, să protesteze, iar opinia publică să creadă că strigă fără motiv despre numerele Antichristului. Pe de altă parte, în modul acesta, opinia publică se obișnuiește cu toate aceste strigăte de protest și începe deja să-i considere pe creștini psihopați care văd lucruri care nu există. Astfel, când se va pune numărul acesta pe cartea de identitate, pe mână sau pe frunte, vor spune: ei sunt cei ce văd peste tot numai 666. Și astfel, cercuri obscure care promovează întreaga chestiune vor reuși ca ea să treacă aproape neobservată. De asemenea, constatăm deja cu toți că de vreme ce au întârziat să dea numărul de cont pe mână sau pe frunte, au început să cunoscutul proces al familiarizării oamenilor cu ideea. De aceea vedem că din diferite părți ale lumii se folosesc utilizarea palmei în diferite moduri, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu marcarea de pe mână, pe care am văzut-o de curând la alegeri din Cecenia sau din Albania, sau așa cum auzim că se întâmplă și anumite cazinouri în anumite aeroporturi sau în altă parte, ca de pildă în Euro Disney în Franța. Suntem deja informați că în anumite bănci se face uz de palmă la seifurile băncii. Astfel, încearcă să se obișnuiască pe oameni cu ideea folosirii palmei, încât atunci când peste puțin timp vor anunța că se va da numărul unitar de cod de înregistrare care se va afla pe mână sau pe frunte, toată lumea neștiutoare va spune: ei, nu e nimic, așa cum l-au întremuțat atâția ani acolo și acolo și acolo, acum e mai bine să dea așa, pentru că hoțul nu ne va mai putea fura astfel cardul. Într-adevăr, ne temem, unii spun, fără de să se gândească prea mult. Și de ce ne temem? Amintim tuturor acestora care ne găsesc în continuu preteste pentru păcatele lor, că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu, Psalm 110:10, care este însă o temă dezinteresată, zborând din străduința unui suflet de cucernic și culedincios, dar nu face ceva ce nu i-ar plăcea lui Dumnezeu sau ceva care l-ar mâni în ceea ce privește subiectul nostru. Dacă ne temem, ne temem să nu întristăm pe Sfântul Duh, să nu întristăm Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Efeseni 4:30, așa cum spune demnul apostolului nostru, toți cei care protestează și pun înainte piepturile lor, arată că nu se tem de nimeni și merg împotriva sistemului mondial, lucru pe care ceilalți nici măcar nu-l pot înțelege, fiindcă se tem să nu piardă bunurile materiale de care se bucură și care toate provin direct de la cei care își impun planurile lor antichristice. Părintele Porfirie, întrebat fiind deci către starețul mănăstirii de ce n-a spus ceva lumii despre acest subiect al cărților de identitate și al numărului 666, a dat următorul răspuns, în care e cuprins întregul adevăr. Iată cum explică părintele de ce unii consideră subiectul în cauză și eu lupt pentru această problemă, dar în mod diferit. Am constatat că mintea omului, iubind patimile, este întunecată și nevăzătoare. Așadar, orice aș spune, pentru că mintea acestea
aceasta a omului, e lipsită de lumină și nu vede, fiindcă e întunecată de patimi, cuvintele mele nu vor ajuta cu nimic, de aceea toate eforturile mele constau în a-l face pe om să înțeleagă că de cauza patimilor sale e orb și că de aceea e firesc să nu vadă, fac acest lucru pentru a-l îndemna pe om să-și curățe sufletul ca să-l poată vedea și singur toate câte se întâmplă în zilele noastre. Aceasta este astăzi o constatare obișnuită. Vedem teologi, duhovnici, etc., care pe de-o parte spun este, iar pe de alta spun poate nu este, arătând astfel, fără să se ascundă, că ei înșiși sunt lipsiți de vederea duhovnicească și că sunt purtați și duși de valuri, purtați încoace și încolo, de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii. Efeseni 4:14. Prin această purtare și prin această conduită a lor, singurul lucru pe care reușesc este să se expună, continui pe ei înșiși și să-și dovedească în mod real că nu văd, că nu văd. Sfinții noștri, când spuneau că da era da și când spunea nu, era nu. Adeverind acest lucru, Apostolul Pavel scrie, credincios este Dumnezeu că n-a fost cuvântul nostru către voi, da și nu. 2 Corinteni 1:18. Astfel ei înșiși prin atitudinea lor arată tuturor celor care ascultă că dau atenție cuvântului Evangheliei și toate câte le scrie Părintele Paisie în cartea sa Părinții Antoniți și Întâmplări din muntele Athos. Dacă cumva cineva dintre noi, părinții egumeni, este puțin nevăzător, domnicește să nu cerem supunere oarbă de la călunguri ca să nu cădem cu toți în prăpastie, așa cum scrie și dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă. Matei 5:15-14. Părintele Paisie, datorită sufletului său purificat și minții sale cu totul limpe și curate, a văzut toate câte se întâmplă. De aceea faia sa, care se numește Semne ale Vremurilor, 666, scrie, vezi, părinte, Ieremona Hristodorus, Anghioritul, Părintele Paisie, pagina 188, scrie, în timp, semnele apar foarte limpezi. Fiara de la Bruxelles, cu 666, a sorbit aproape toate satele în computer. Cartea de identitate sau introducerea peceții, ce altceva arată? Vedem cum toți se ocupă numai și numai de introducerea numărului 666 în viața noastră și nu vorbesc deloc lucruri profetice, care deja se împlinesc în zilele noastre. Și care sunt legate direct de promovarea acestui sistem economic mondial. Aici nu ne vom mai ocupa de subiect aceia dintre dumneavoastră care doriți să vedeți ce se întâmplă exact, unde ne găsim și care sunt acele lucruri despre care sufletul curățit al Părintelui Paisie spunea că se vede foarte limpede în timp ce noi nu le vedem, vor avea posibilitatea să le cunoască în cartea care va apărea curând și ca se numește Pățiții vă de rătăcire, cartea romonahului Hristodolus Anghioritul. Să sperăm că vom găsi cartea Ieremonahului și ce să vom citi din ea. Asta a fost pentru astăzi. Doamne ajută, mântuire la toți și vorba Părintele Cleopa Ilie, Mâncavar Raiul.